domnule viceprimar, doamnelor și domnului consilieri. Întrucât dintr-un număr de 13 consilieri locali, fiind prezenți 12, fiind o învoire domnul Maximilian Cătălin, putem declara ședința deschisă. Înainte de a da cuvântul domnului primar, punem la vot dacă sunt observații la procesul verbal din 31 a 10 a 2022. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot procesul verbal din 31 a 10 a 2022. Am făcut loc în discuții. Deci toată lumea este pentru? Da. Asta era ideea. Da, n-am auzit de azi, n-am auzit pentru. Pentru că nu sunt discuții, s-a aprobat. S-a aprobat procesul verbal din 31 la unitate. S-a aprobat procesul verbal din 31 la 10 a 2022. În continuare, dăm cuvântul domnului primar pentru... Propun suplimentarea ordinii de zi cu alegerea președintului pentru perioada următoare. Da, corect, da. Dispoziția numărul 176 din 15-11-2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 18 noiembrie 2022, orele 13, la sediul Primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre prin aprobarea implementării proiectului achiziție scenă mobilă pentru evenimente culturale în Comuna Bârsănești de Sur Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul Comuna Bârsănești de Sul Bacău aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general și a documentației tehnice pentru executarea obiectivului de investiții, lucrări de reparație și amenajare teren de sport, zona Jaravăț, Comuna Bârsănești. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din unități de învățământ primar și gimnazial din Comuna Bârsănești. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și montării unui bazin colector pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Albele. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării și dotării unui teren de joacă pentru copii în satul Brătești, Comuna Bârsănești. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și transmiterii fără plată către școala gimnazială din satul Brătești a aparaturii electronice necesare bunei desfășurări a cursurilor. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești de Sul Bacău pentru anul 2022. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 25.000 de lei din bugetul local al anului 2021 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de iarnă în Comuna Bârsănești de Sul Bacău. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești de Sul Bacău pentru anul 2022. Punctul numărul 11. Diverse. Punctul numărul 12. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarea ședință. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse în deprindere către Secretarul General al Comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Am citat ordinea de zi a trecut. Dăm citire cuvântul domnului primar. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâri privind implementarea proiectului achiziție de scenă mobilă pentru evenimente culturale în Comuna Bârsănești de Sul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea și potențialul economic al investiției achiziție scenă mobilă pentru evenimente culturale în Comuna Bârsănești de Sul Bacău în valoare totală de 195.491,40 de lei, adică 40.015 euro,
calculat la cursuri euro de 4,88 de lei, fără TVA, în valoarea TVA-ului din proiect este de 7.603 euro. Articolul 2. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Articolul 3. Autoritățile de administrație publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor și de mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Comuna Bârsănești-ul Bacău garantează asupra faptului că acest proiect de investiții nu va genera niciun fel de venit sau profit. Comuna Bârsănești își ia angajamentul că va asigura din fondurile prevăzute în bugetul local sumele ce reprezintă cheltuieli neeligibile ale proiectului în valoare de 89.442, adică 18.308 euro, la care se adaugă de valoarea referent cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Articolul 4. Numărul locuitorilor și operatorilor economici, instituțiilor sociale de servici de proiect după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acesteia în dubla sa calitate de ordonator principal de credite. Se aprobă nominalizarea reprezentantului legal al comunei, primarul acesteia, pentru relația cu AFIR și derularea proiectului. Aducerea îndeplinirii a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Bârsănești-ul Bacău. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarul general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarul comunei Bârsănești, prefectul județul Bacău, și se aduce la conștiință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a acestuia. Da, dacă sunt discuții la punctul numărul 1. Nu sunt discuții. Trecem la vot. Care este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitate, proiectul numărul 1. A fost adoptat. A fost adoptat. A fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție, a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare, drumul comuna Bârsănești-ul Bacău, aprobat prin finanțare prin programul de investiții Angel Salini, precum și asumele reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Primarul Comunei Bârsănești propune. Se aprobă documentația tehnică economică, documentația de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul Comuna Bârsănești-ul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, prin Ordinea Ministrului Dezvoltării Publice și Administrației întocmită de 10 Euroconsult XNL, înregistrată la OAT Bârsănești sub numărul de 4420 din 14.09.2022. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Bârsănești sub Bacău, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Bârsănești sub Bacău, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Bârsănești sub Bacău, asume de 1.851.901,23 de lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor articolul 4, alineatul 6 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 95/2021, pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini pentru categoriile de investiții prevăzute la articolul 4, alineatul 1, litera A și D din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 1333/2021, finanțarea va fi asigurată din excedentul bugetului local la data de 31.12.2021. Articolul 5. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă în prezenta hotărâre. Aducerea îndeplinirii prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Bârsănești-ul Bacău. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarul general al comunei, primarul comunei, prefectul județului Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică
prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la punctul numărul 2. Nu, atunci să specificați sau nu, drumul despre care drumul care face legătura din Bârsănești și oamenii nu cunosc, da. Drumul care face legătura din Bârsănești către Alpi, până la cantonul Sili. Trebuie menționat ca să de 154. Da. Deci 154. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva, abține. În unitate, proiectul numărul 2 a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de vizul general și a documentației tehnice pentru executarea obiectului de investiții, lucrări de reparație și amenajare teren de fotbal, zona Jaragos, Comuna Bârsănești de Țulbacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Se aprobă de vizul pentru obiectivul de investiții, lucrări de reparație și amenajare teren de fotbal, zona Jaragos, Comuna Bârsănești de Țulbacău. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de reparații și amenajare teren de fotbal, zona Jaragos, Comuna Bârsănești de Țulbacău, conform anexei numărul 1 din devizul general, după cum urmează. Total general investiții 507.499,20 de lei, inclusiv TVA, din care C plus M 438.584,54 de lei, inclusiv TVA. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații și amenajare teren de fotbal, zona Jaragos, Comuna Bârsănești de Țulbacău, din excedentul bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești de Țulbacău, la data de 31.12.2021, în suma de 510.000 de lei. Articolul 3. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse în deplin de către autoritatea executivă a Comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate prefectul de Țulbacău, primarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișa, în condițiile legii, prin grijă secretarul general al comunei. Mulțumesc. Da. Dacă sunt discuții la punctul numărul 3. Mi se înscriu la cuvânt. Discuții, trecem la vot. Punctul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cum te-a spus, domnul Grigore, la împotrivă sau la abține? Am fost la pentru. Anu, că ați rămas... Deci o singură abținere la domnul Oare, da? Bun. Atunci, voturi pentru și o abținere la domnul Oare, da? Da. Da. Deci... Proiectul numărul 3, în anumitate, a fost adoptat. Nu, în anumitate. 11 voturi pentru și o abținere. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantum burselor aferente anul școlar 2022-2023 pentru elevii din unitățile de învățământ primar și gimnazial din Comuna Bârsănești, Țulbacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă acordarea un număr de 75 de burse școlare pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează. 6 burse de merit, 9 burse de studiu, 60 de burse de ajutor social. Se aprobă cuantum burse de merit, burse de studiu și a burselor de ajutor social pentru elevi din un învățământul gimnazial din Comuna Bârsănești, de Țulbacău, aferente anul școlar 2022-2023, în limita fondurilor aprobate pe această destinație din bugetul local al Comunei Bârsănești, după cum urmează, pentru bursa de merit 200 de lei, pentru bursa de studiu 150 de lei de elev, pentru bursa de ajutor social 200 de elevi pe lună. Articolul 2. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie. Pentru obținerea bursei de ajutor social, părinții, tutorii legali, instituții, reprezentanții legale a elevilor minori depun la comisie de atribuire a burselor din unitate de învățământ în termenul stabilit de acesta o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. Articolul 4. Bursele de merit se acordă doar pentru perioada școlară, fără a se include și perioada vacanțelor. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, categoriile beneficiare de elevi care se încadrează în instituțiile prevăzute la articolul 19, în Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 5576, per 2011, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta hotărârii va fi adusă la îndeplinire de către
domnul botezat Dugelu, primarul Comunei Bârsănești de Sulbacău, prin compartimentul contabilitate, financiar, venituri, executare, silite și resurse umane și doamna profesor Cristia Rodica, director școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești. Articolul 6. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ, legea numărul 554/2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Orice alte prevederi contrarii prezente hotărârii își încetează aplicabilitatea. Articolul 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii și se comunică primarul Comunei Bârsănești Bacău, compartimentului contabilitate financiară, venituri, executare, silite și resurse umane, directorul școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, precum și instituție prefectului județului Bacău. Dacă sunt discuții la punctul numărul 4. Ar vrea să iau eu cuvântul la această proiect. Aș dori să, nu știu, să propun în primul rând. Am văzut că cuantumul burselor, bursa socială de 150, dacă am reținut bine, bursa de, de ajutor social sau care mai era acolo? 200. Și aia de merit 200. Ar trebui să fac o diferențiere totuși între bursa de merit și celelalte burse. Avem și alte informații, domnul Ion. Care este mai sus, care îmi 500 de lei. Este ordonanța care... Păi de asta zic că era următoarea întrebare, venea. Avem vreun act normativ care fixează un plafon minim și maxim? Păi v-am transmis este exact acolo. Monitor este oficial. Monitor oficial, da, mulțumesc. Și scrie acolo la articolul 2 sau... Da. Cu 15.000 de lei pentru bursa de performanță. Că în situația în care bugetul local își permite și își dorește, poate să suplimenteze ceea ce se acordă prin hotărâre de guvern. Practic atâta vroiam să pun în discuție lucrul ăsta, ca să diferențeze totuși bursele între ele. O altă chestie care am auzit acolo, deci bursa de merit se acordă de toată perioada anului, din câte am înțeles. Socială. Socială. Așa ați citit, că și bursele de merit nu se acordă pe timpul vacanțelor. Ce înțelegem prin acest lucru? Nu. Așa ați citit, că bursele de merit nu se acordă pe timpul vacanțelor. Păi da. Așa s-a citit. Bursele de merit se acordă pe perioada vacanțelor școlare. Aia de merit mă refer. Se acordă doar pentru perioada școlară, fără a se include perioada vacanțelor. Păi, ce presupune asta? Adică se acordă bursa de merit de tot anul școlar sau numai la sfârșit de an școlar, bursa de merit? Nu, stric pentru lunile în care nu la școală copiii. Da, bine, da, gata, m-am lămurit, mulțumesc. Deci, legea nu ne permite să mărim cuantumul sau să facem o diferențiere pe burse. Ba da! Ba da, dacă consiliul să poate să aibă. Păi, atunci vin cu propunerea. Haideți să diferențiem bursa de merit față de celelalte burse. Că poate avem copii merituoși și, într-adevăr, trebuie recompensați cumva. Și dacă bugetul local permite, de acord. Sunt de acord cu dumneavoastră, ceea ce ați afirmat. La bursele de merit avem două categorii. Una de merit și una de excelență. Deci cei care excelează au bursa aia mai mare de 500 de euro, iar cei care au bursa de merit, adică se cadează în cuantum stabilit de către direcțiile, direcția școlilor, așa, aia este de 200 de lei. Deci, dacă vrem să intervenim acolo, putem să modificăm cuantumul astea pentru excelență, asta putem să ducem mai sus, sau pentru merit, putem să ducem în loc de 200, 300. 300, da, asta ar putea fi... Uitați să scrie în lege, autorități deliberative ale administrației publice locale pot stabili în cuantum mai mare a burselor în funcție de posibilități financiare a unității și subliniați. Este subliniat. Un stimulent pentru elevii din foști. Ținem cont că sunt doar 6, am înțeles, nu? Păi, este un stimulent pentru ei. Eu propun să se această bursă de merit să aibă cuantumul de minim primit 3.000 de lei. 300 de lei. 300 de lei. Supunem la vot propunerea domnului Miron. Care este pentru? Deci, bursa de merit se ducă la 300. Potrivit la 300. Da. 200 și da. Da, am înțeles. Deci, s-a aprobat cu unanimitate? Da. Propunerea domnului Miron a fost adoptată. Deci pentru anul școlar ăsta. Bursa de merit. Am înțeles. Asta a fost în discuție. Am înțeles. Da. În continuare, dăm cuvântul domnului primar. Proiect de ordine, da.
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și montării unui bazin colector pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Arbii, Comuna Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune. Se aprobă achiziționarea și montarea unui bazin colector pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Arbii. Bazinul colector va avea capacitatea de 10.000 de litri și va fi confecționat în fibră de sticlă. Așa. Costul de achiziție este în sumă de aproximativ 20.000 de lei. Incluzând prețul vasului colector și alte cheltuieli conexe pentru montarea acestuia. Prevederile prezente hotărâri vor fi astfel îndeplinite de către autoritatea executivă a comunei împreună cu șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bârsănești cu sprijinul personalului aparatului de securitate al primarului. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul comunei, șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bârsănești, compartimentul buget, finanțe, contabilitate, al aparatului de specialitate, inspectoratul pentru situații de urgență al județului Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la punctul numărul 5. Supunem la vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva, abțineți. În anumitate, punctul numărul 5 a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării și dotării unui teren de joacă pentru copii în satul Brătești, Comuna Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă amenajarea și dotarea unui teren de joacă pentru copiii din satul Brătești, Comuna Bârsănești, în valoare de 40.000 de lei. Cheltuielile aferente amenajării și dotării se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. Aducerea în deplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de legii. Primarul Comunei Bârsănești, prefectul județului Bacău, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina internet a instituției. Supunem la discuții. Dacă sunt discuții la punctul numărul 6. Unde așa? Lângă rezervorul PSI. Ah. Acolo este un teren care... La grădinița veche. Da. Față la familia Pelin. Unui tub. Mai jos. Mai jos. Da. Mai un pic mai jos. Să faci un gărduț. De exemplu, școala veche care a fost... Da. Aparține inventarul primăriei sau aparține... Da. Aparține și inventarul inspectoratului școala. Trebuie scoasă de acolo întâi și după aia, din ianuarie acolo, o să facem toate de lucrurile. Eu vedeam că era mai bine spațiul ăsta de joacă acolo. Eu zic așa, domnul Corabie, spotul să dă râng, dacă permiteți, haideți să lăsăm, poate dăm o altă destinație și la imobilul ăla. Da, da, e ok. La imobilul, la teren, că imobilul este impropriu de utilizat de un... Nu se poate, dar nu. Poate cu timpul găsim să facem un proiect și pentru tineretul din satul Brătești, așa cum ar trebui în toate satele. Da, e ok. Ar fi interesant. Și poate mai vin niște proiecte de la guvern sau niște astea, fonduri europene și poate facem ceva și pentru tineretul din satul Brătești. O destinație acolo. În... Suntem la acest loc de joacă, nu putem să-l amplasăm în spatele școlii. Nu, da, în primul rând trebuie amplasat într-o zonă publică, nu este acces public, iar acea clădire care a făcut referire colegul meu, consilier local, totuși aia trebuie îngrădită, închisă, aia nu e destinată publicului, ca să fim exact pe subiect. Mulțumesc. Împotrivă, abține. În anumitate, punctul numărul 6 a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și transmiterii fără plată către școala Brătești a aparaturii electronice în vederea susținerii cursurilor online sau cu prezență fizică. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă achiziționarea și transmiterea fără plată către școala Brătești a aparaturii electronice necesare susținerii cursurilor online sau cu prezență fizică. Transmiterea fără plată de la o instituție publică la alta instituție publică se va face pe bază de proces verbal de predare primire aprobat de ordonatorul principal de credite al instituției publice care a solicitat să fie transmis bunul respectiv precum și ordonatorul de credite pe care îl are în administrare. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bârsănești, domnul Botezatu Gelu și directorul școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, doamna profesor Cristia Rodica.
Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului prin compartimentul investiției achiziții publice școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, precum și instituție prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Dacă sunt discuții la punctul numărul 7. Da, după cum știți, anul trecut noi am mai distribuit un set de asemenea dispozitive pe care le-am dat cu titlu gratuit școlii de la Bârsănești, care au fost montate 5 dintre ele la școala, la școala de centru și unul dintre aceste dispozitive a fost montat la școala Caracol. Școala Brătești a fost cea care a fost vitregită și care n-a avut parte de asemenea dotare. Vreau să vă spun că din prezența pe care am avut-o noi după ce l-am montat în cadrul orelor ținute de către domnul profesor, am văzut entuziasmul pe care copiii îl au când sunt, când sunt utilizate aceste dispozitive și creează practic un pol de, un pol de atracție care să le deschidă mintea și să-i facă să fie prezenți cu drag la școala la care ei merg. De aceea am considerat că și școala Brătești trebuie să beneficieze de așa dotare și acum achiziția este de 4 componente de fiecare pentru școala Brătești, însemnând 4 lecturi, 4 videoproiectoare și 4 table interactive. Sperăm și ca și acei copii să se bucure de prezența lor în sălile de clasă și să le aducă un aport și un apetit în plus de a fi prezenți la orele de curs. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 7 a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea, modificării și completării planul anual de achiziții publice, investiții al Comunei Bârsănești Bacău pentru anul 2022. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea planului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești Bacău pentru anul 2022, conform anexei parte integrată în prezente hotărâri următoare după cum urmează. Capitolul 2. Prestări servicii. Se introduce punctul 232 reprezentând servicii de consultanță pentru achiziție scenă mobilă. GAL pentru obiectivul de investiție achiziție scenă mobilă pentru evenimente în Comuna Bârsănești. Capitolul 1. Produse. Punctul 10. Se actualizează denumirea obiectivului achiziție scenă pentru evenimente cu achiziție scenă mobilă pentru evenimente în Comuna Bârsănești. La capitolul 1, produse, se introduce punctul numărul 14, reprezentând achiziție mobilier urban, loc de joacă, pentru loc de joacă de joacă copii în satul Brătești, Comuna Bârsănești. La capitolul 1, produse, se introduce punctul numărul 15, reprezentând achiziția aparatură electronică pentru susținerea cursurilor la școala Brătești, Comuna Bârsănești. La capitolul 1, produse, se introduce punctul numărul 16, reprezentând achiziționare și montare bazin colector pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Albe, Comuna Bârsănești. Prezenta hotărâre se aplică de la data adoptării până la 31.12.2022. Se împuternicește domnul Botezatul Gelu, primarul Comunei Bârsănești, să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul, compartimentul dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul contabilitate financiar, venituri, executări silite și resurse umane, precum și instituție prefectului județului Bacău și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Dacă sunt discuții la punctul numărul 8. Avem întrebări. Cine face parte din comisia de evaluare? Comisia de evaluare? Sunt trei persoane care fac parte din comisia de evaluare. Ne se vor mai prezenta și nouă ofertele? Ce vor fi aduse? Da. Faceți cereri, solicitare și vădăm copii după oferte, tot ce... Dacă nu mai sunt discuții, trebuie să ridicați și direct, pentru că toate achizițiile noastre sunt în mare parte. Deci nu avem nicio achiziție făcută de prezentă PSA. PSA găsiți toate achizițiile pe care UATI Bârsănești le-a făcut în funcție de tipul de achiziție pe care am făcut-o. Da, dar nu găsim și cei care au ofertat în afară de ce achiziție. De aia mă refer.
Deci nu procedura aceea, când, când, dacă faci în afara SIAP-ului, primești oferte dintre astea. Dacă faci în SIAP, atunci e oferta care primești din SIAP. Iar dacă faci o achiziție care este în afara SIAP-ului, atunci, dacă văd procedura veche, spune că trebuie să ai trei oferte la care să, pe care să le analizezi și care să, care să ducă. Dar dacă noi am făcut achiziția din SIAP, deci aia a fost la vedere, publică, și s-a, a fost luată de acolo, din SIAP. Sistem electronic de achiziții. Deci absolut tot. Și locul de joacă, tot din SIAP. Punem la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? În anonimitate, proiectul numărul 8 a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 25.000 de lei din bugetul local al anului 2020 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de an în Comuna Bârsănești. Județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă alocarea sumei de 25.000 de lei din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2022 în vederea organizării festivităților legate de obiceiurile de an în Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Suma prevăzută la, la aliniatul 1 se va aloca de la capitolul 51.02.20.01.30 la autorități publice și anexuri și acțiuni externe, titlul 2, cheltuieli materiale, aliniatul 51.02.20.01.30, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Prezenta va fi comunicată primarul, compartimentul financiar contabilitate, instituția prefectului de sub Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Dacă sunt discuții la punctul numărul 9. Nu sunt discuții, supunem la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abține? În anumitate, punctul numărul 9 a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2022. Domnilor consilieri, noi rectificăm, am primit o sumă de 175.000 de lei de la fondul de rezervă de bugetară de la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat anul 2022, și suma de 6.800 de lei, subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solid și petrolier. Asta e suma care am primit-o și am distribuit-o pe capitole. Acolo unde am considerat că mai trebuie, am mai adăugat. Dacă o să mai primim, mai facem un efectiv. Ar este clar, s-o mai venit cu direcții către da. Aceste capitole. Trebuie alocate. Acolo. Acolo. Da, trebuie să... La aducem la cunoștință. Acum cu mare încredere. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot punctul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În anumitate, punctul numărul 10 a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 11. Faceți propune pentru alegerea președintelui de ședință. Președintele de ședință. Pentru următoarele trei luni. Okay. Da. O pun pe Vlad. Eu n-am nicio problemă. Dacă mai aveți alte propuneri. Da. Supuneți la vădă problemă. Mai stai propuneri. Da, propun și-o pe domnul Gheorghiț. Că de la voi. Deci unul din noi. Prima propunere. Deci spuneți la vădă. Da, supunem la vădă prima propunere. Cine este pentru? S-a notat. S-a notat. S-a notat. S-a notat. S-a notat. Trecem la punctul... Divers. La divers. Discuție. Cine vor să scrie? Domnul Miron. Da, eu practic la nivel de necesități ale comunei sunt multe, n-au să mai fac referiri, că na, așteptăm să avem, nu, cred că avem material ce ne trebuie, antiderapant și toate
pentru dezăpeziri nu mai... Mai avem, dar drumul de geam să nu se spate treaba. Da, domn primar, așa este, dar până acolo trebuie să mai suplimentăm și noi puțin, că na, știți cum este, până vin ei, tot noi suntem primii. Așa, deci eu nu mai intervin la astea pentru că și așa sarcinile cotidiene. Am discutat cu șoferul, o să ridic tractorul, o să fac o cursă până pe Găleam. Bine, na, Găleam ca Găleam, măcar pe sat să fie ok și măcar legătura să Brătești-Bârsănești să fie făcută cumva. Pe azi am așa. Păi de asta îmi zic, dacă sunt material, dacă există material antiderapant și tot, atunci tot este în regulă. Celelalte probleme nu le mai ridic. Se știu cotidiene, așa că mulțumesc atât am avut respect. Să fim pregătiți pentru iarnă, poate, cu din concluzie. Dacă mai trimiteți buldo la Brătești, da. Pe primăverii, pe strada primăverii s-o forma niște loc, Nesteacă, era un mușal. Zi un pic mai rar, deci, o clipă. Primăverii. Nesteacă. Nesteacă, era un mușal. Constantin Mușal. Să mai... Sunt găuri, șansuri s-au mai format. Și dacă pe Constantin Mușal v-ați mai gândit la tubul ăla, la traversarea aia care am vorbit noi. Noi facem o achiziție. La Petco acolo. Acolo. E singurul, cred că, care, râu care traversează fără tub. Știi, da. Chiar acolo, nu știu. Da, cam asta. Domnul Grigore? La Giovanni? Da, da, acolo e... O problemă pe care... Se formează și între mașina. Au ridicat-o și colegii cu ceva timp în urmă, da. Care în ultima perioadă am considerat-o și eu la Bredeș. În zona de la intrare, tensiunea e foarte slabă, nu le merge la oamenii în casă niciun echipament. Nici măcar 160 de luați la priză. E bătaie de joc din partea ăștia. Domnul Felix, noi am făcut și tatăl știu, acum, știu. Nu, și am zis să meargă din poartă în poartă, să treacă numărul gospodăriei, numărul de contract. În, așa am discutat și cu domnul Teaburu și așa, vă zic că să mobilizează duminică, bă, că nu o s-o. Semnăturile sunt, domn primar. Semnăturile sunt. Da, haideți să le aducem, trimitem către un exemplar la Ion Târgu Mureș și un exemplar îl trimitem la Ion Delgaz Bacău. Anerele. Și anerele. De exemplare, îl tragem la serul, îl trimitem. Și la protecția. Oare de? Cel mai bine la protecția. Nu, e nu. Dar bine ar fi și cu numărul de contract. Cred că și mai bine. Da, numărul de contract. Numai la eu, numărul de contract. De factură este. De factură. Orice factură este. Să se cheamă IU fiecare. Ma, trebuie să te ducea la poate. O să ce număr de contract. Câte avem? Avem acolo în principiu, dacă se adună semnătorii de domn primar și astea, cred că neapărat mai trebuie și numărul de contract. Eu am discutat cu câțiva vecini de acolo. Le-am făcut o propunere. Văd că nu au. Totul cade la nivel de primărie. Eu nu... Această activitate sau inițiativă poate fi făcută de oricine, nu neapărat de primărie, da? Putem merge și personal, noi, cei din sat. Deci nu trebuie neapărat să apelăm la primărie. Eu le-am făcut propunerea asta la câțiva cetățeni la noi acolo, n-au dat niciun semn de inițiativă. În concluzie, na, așteptăm să facă semnături, să vină la dumneavoastră. Poate, eu știu, să rezolv prin dumneavoastră, da. Acum 2 ani am trimis și domnul Munteanu știe. Am fost din casă. Deci, eu zic după... Și dimineața și seara. Am făcut intervenții pe la Bacău, am zis, domnule, am dat un stâlp în jumătatea satului. Eu le-am făcut o propunere. Le-am explicat că trebuie o altă inițiativă, trebuie mers chiar personal până la nivelul de sus, poate, na, presupune un pic de timp, un pic de asta, să meargă cineva să aibă inițiativă. E că n-au apărut probleme, e că și la noi la Caraglou, deci deși sunt 3 transformatoare, e că n-au apărut probleme, eu am la centrală baterie și îmi indică exact tensiunile de pe stradă. Și eu am, și eu am. Până au apărut problemele cu Ucraina cu astea, întotdeauna erau în 235-240.
Acum oscilează între 215-220, acolo este. La noi s-au spus mai mult de 160 pe timp de seară, nu se ridică tensiunile. Adică foarte, foarte rar trece la 190 la 200. Clar, în general, cam 160-170 de volți la tensiune. Deci la noi tot timpul așa e vechi problema la noi. S-a pus în discuție de atâtea ori, dar na, inițiativii pot fi luate și de către cetățeni în nume propriu, și de către primării ca instituții. Deci sunt... Dacă se vrea și un consilier cu mine la Bacău, că nu e o problemă la... Nu e o problemă, dar se poate merge de și la consilieri pot merge. Da, mergem și la Mureș, mergem și la Mureș, dacă vreți, o să dispun. Dacă îmi faceți adresa, trimiteți ANRE, Mureș, Onești și... Vă dați seama că și telefonic sau o singură adresă și o adresă ca atare. Orice sesizare întregi zile vă da un răspuns și la revedere, cu atâta se rămâne. Dar eu zic că dacă se merge fizic la aceste instituții, probabil, cred că o măsură trebuie să se ia. Ori dacă nu, sunt un boicot local și asta este. Fraților, nu mai luăm energie de la voi. Păi da, altă soluție nu este. Într-adevăr, noi suntem într-o situație foarte neplăcută cu tensiunea electrică seara, asta este. Da, eu am sugat cu șeful de la Bacău. Aș putea face o glumă, nici nu te poți corenta seara dacă vrei să faci chestia asta. Atât ai zis la bine. De așa. Da, mulțumesc. Doamna Gamar, domnul Vici. Da. Vreau să readuc în discuție o subiect pe care l-am avut mai mult vis-a-vis de situația asta. După cum știți, noi am trimis deja vreo două petiții trimise la Ion pe tema tensiunii reduse. Ultima dată, la ultima discuție pe care am avut-o cu directorul rețelei din zona noastră, informația a fost în felul următor. Vom încerca să facem o secționare a circuitului, să rezolvăm problema la nivel local, până când, pentru că Brăteștiu, de atât de mult timp fiind în situația asta, a fost prins într-un program de modernizare pe care îl au pe fonduri. Dar programul acela nu s-a finalizat și nu s-au obținut toate documentele de care este nevoie pentru că el să fie în implementare și în condițiile astea nu se poate interveni pe el în momentul ăsta. Asta a fost răspunsul directorului de la rețele, care după momentul la care am vorbit noi și după cum știți, am aprobat în Consiliu, am plasarea unui stâlp care să facă secționarea circuitului ăla, așa? Din momentul ăla, ei n-au reușit să rezolvă problema. Problema a trăinat și a rămas în aceeași formă. Deci nivelul de tensiune de la nivelul fiecare gospodării este aceeași tensiune proastă de 150-170 de volți. Ceea problemă nerezolvată. Dar ei zic că nu pot să intervină în momentul ăsta până când nu vor obține finanțarea pentru care au depus proiectul pe care l-au pentru modernizarea rețelei de la Brătești. Asta este trebuie situația. Să boicotăm, domnul Vici, în cazul ăsta. Domnule, nouă pe factură ne luați voltaj folosit sau tensiuni folosite 220 de volți. Da, dar în cuțin care tu îi vreți. Să boicotăm și noi tot sală. Domnule, chemăm presă, chemăm televiziuni, chemăm toți. Ăsta nu se poate, nici așa. Da. Asta, ei se justifică foarte repede. Da, eu îmi dau seama că se justifică. Oamenii trebuie să înțeleagă că ne-am făcut treaba și ne-am dus acolo. Da, deci, da. Deci nouă, pe mine mă... Folosesc așa termenul pentru pe mine mă facturez la tensiune 220 de volți, dar în realitate eu am 150-170 maxim seara. Bine, în timpul zilei, în cursul zilei, da, este, ajunge 220, ajunge la 210. Păi, dimineața când am fost cu domnul în control de la Ion, băi, votăm că altă soluție nu este. Nu e nimeni acasă, era foarte bine. Domnule, veni și seara să se sezeze nimeni. Crearea unei asociații a consumatorilor în care fac. Domn primar, ne dați niște autorizații să facem blocaje din trafic, ăsta. Nu, 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 mergem la crearea unei asociații a consumatorilor în care fac. De așa, întâi, și după aia, lucrând. Nu, următoarea ia și următoarea ia. Nu, următoarea și... Nu este nici nu timp de zi în curând. Nu, 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 ce era? Am montat o pompă pe Măscată și am mers. Eu am și eu aparat care registrează bundicii de milionarul și pe timp de zi se registrează undeva la 200 aproximativ așa, dar pe timp de seară... Chestia e că trebuie să niște pozi puse la dosar, când primitiv la plic. Da, eu am să le propun cetățenilor. Noi o să aducem că se poate face cu expert parte, așa se cheamă judiciar vorbind. Ne aducem expert parte să ne măsoare tensiunea în fiecare priză la câteva gospodării și dăm o judecată. Exact. Vedem ce se întâmplă. Am spus eu mai devreme. Crearea exact, asociației, dăm o judecată. Dată judecată ca și asociația consumatorilor, da, pentru serviciu cu prestație proastă. Înseamnă înșelăciune. Pentru că...
Dar de judecată, dar bine, procedura ar fi să ne aducem un expert parte să ne măsoare tensiunea la câteva gospodării, să vadă pe timp de seară, pe o perioadă mai îndelungată, așa de o lună de zi, și mai dă judecată, nu, nu avem ce face. Eu, într-adevăr, să știți că și eu în gospodării mi s-o las o grămadă de aparatură electrocasnică pentru tensiunea asta slabă. Și eu sunt la capăt de linii că rețeaua se oprește la Romica. Să ne gândim pentru la anul, pentru, așa cum se abrătește, să dea destinația pentru Caminul Tineret, să termină Caminul ăsta. Haideți să dăm funcționalitate la grădinița aia cu cămin, că chiar este necesară. Grădinița de la Caraclău? Da. Da? Da. 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 Poate să parateți și la fel. Sau plus grădinița să aibă un centru cultural. Este necesar pentru tot tineretul, că tineretul nu au unde să adune, să știți. Așa. Da. Pleacă să-l ajungi la biserică, sate, la aduc fete din altă parte și noi avem o grămadă de fete frumoase în comuna noastră. Dacă nu-i cămin. Rămân nemăritat ale noastre. Asta vreau să zic. Domnul Gheorghiță, nu? Știu, doar voi. Să luăm un calcul pe strană. Nu mă mulțumesc. Mă stați în lucru, dar o trebuie când vine ala. Măi, mai zic, eu mai scris sau nu mai scris? Nu. Bun. La albele o plouat foarte puțin. În zona împrejmuitoare și deja a apărut ceva gropi în drumuri, trebuie să interveniți. Săptămâna viitoare să vin. Nu, deci trebuie să vă duceți până la Preluca, până la asfalt acolo. Și vreau să vă zic, domnilor consilieri, pe 1 decembrie este Ziua Națională a României. Dacă vreți să fiți prezenți la Monumentul Eroilor, ora 12. Dar o să vă facem un cealul de fasole cu ciolană? Facem și da. Servim așa, că așa se sărbătorește la noi la români fasole. Fac datoria să anunț că așa e frumos. Participăm cu toții și să... Ne mai țin discuții. Să bem frumos. Ne uitați să spunem.